Peste 700 de fermieri din jumătatea de vest a țării au răspuns invitației de a participa la demonstrațiile în câmp, organizate la sfârșitul lunii august în cadrul ediției cu numărul 5 a proiectului Farm Progress, eveniment desfășurat pe platforma experimentală de la Cărpiniș, în județul Timiș. Importator și distribuitor exclusiv al mărcilor John Deere, Kuhn, Manitou și Strom pe piața românească, Ipso Agricultura a prezentat cu această ocazie o combină de recoltat performantă și câteva utilaje pentru prelucrarea solului și semănat. Anul acesta am venit cu o parte de recoltare, reprezentată printr-o combină S660, cu 1,385 de cai axială. Am venit de asemenea cu o parte de inteligență, cu explicări pentru JD-Link, noul sistem introdus de către John Deere anul trecut. Am adus cu noi diferite utilaje pentru întreținerea spațiilor verzi. De asemenea, introducem proiectul de apă, de irigații. Avem de asemenea tractoare, pregătirea solului, avem partea de semănat. Deci o gamă completă de lucrări până la recoltare. Combina aceasta face parte din familia combinilor axiale, din cele patru noi modele create anul trecut, apărute anul trecut. Ele au fost prezentate în luna noiembrie la Hanovra, în Germania, publicului larg. A fost prima lor apariție în lume. Dar lansarea oficială a fost făcută la Brăila și la Cărpiniș anul trecut, în România. De atunci ele au cunoscut o răspândire foarte mare la noi în țară. S-au vândut mai multe asemenea combine, diferite de la fermieri. Combina care este în spatele nostru aparține deja unui fermier din regiunea Timișoara, care a lucrat cu ea atât în grâu cât și în orz. A lucrat cu ea Floarea Soarelui, acum este la porumb cu ea. Sunt combine axiale de 385 de cai, monorotor, lucrează cu o masă de tip Gerinkov în față și respectă, bineînțeles, sistemul axial de batere, sistem monocilindru, în trei trepte, cu trei unghiuri diferite, însă este noul rotor pe care recoltează foarte bine atât cerealele cât și boabele mari de porumb, Floarea Soarelui, soia. Avem o combină care, în urma rezultatelor care le-am obținut, în porumb am avut consumuri de 1,1-1,2 litri pe tonă de produs. Ne-a urcat acest consum la culturile de cerealiere, în grâu la 5500-6000 de kilograme la hectar, cu utilizând tocătorul am ajuns la 1,6-1,7 tone la hectar. În ceea ce privește vitezele de deplasare, păstrând totuși o încărcare a motorului între 70-80%, am avut viteze de 10-11 km la oră în porumb și 8-9 km la oră în culturile de cereale. Să lucrăm cu mese foarte mari, spuneam, la cereale între 6,7 și 10,7 metri, iar la porumb între 8 și 12 rânduri. Avem deja o cerere pentru un client care dorește să utilize această combină pe 16 rânduri. Supuse uzurii fizice și morale, mașinile și utilajele John Deere au cea mai ridicată rată de profitabilitate, investiția putând fi amortizată destul de ușor în cazul revânzării. Dacă vă uitați și căutați la firmele specializate în cumpărarea, în revânzarea utilajelor second hand, o să constatați că la același număr de ore, la un număr de ore, spune 3-400 de ore, deci o campanie, două la noi în țară, la alții, mai multe campanii, prețul combinei scade foarte, foarte puțin. Avem clienți care au pierdut la vânzarea unei combine second hand în jur de 25% după ce a lucrat cu ea 5 campanii, ceea ce mi se pare foarte, foarte puțin. În ceea ce privește prelucrarea solului și lucrările de semănat, Ipso a venit la Cărpiniș cu câteva soluții pentru condițiile specifice de secetă, fenomen cu care românii s-au confruntat tot mai des în ultimii ani. Cea mai importantă soluție pe care am prezentat-o este un utilaj nou de la Kuhn, numit Strigger. Este un utilaj pentru strip-till, o tehnică ce a început a fi dezvoltată acum mai bine de 30 de ani în Statele Unite și a început de curând să fie adoptată și în Europa. O tehnică ce noi credem că este foarte pretabilă pentru condițiile din România. Ea presupune o cultivare în fâșii de maxim 20 de centimetri la o adâncime maximă de 30 de centimetri. Utilajul are o configurație cu un disc deschizător, apoi urmează o grapă stelată ce înlătură resturile vegetale de pe linie, iar
Cel mai important lucru este un dinte ce poate prelucra solul de la 5 până la 30 cm, ce are în stânga și în dreapta lui două discuri ce limitează fâșia lucrată. Apoi un tăvălug ce tasează și închide solul pentru a nu pierde apa din sol și de asemenea mărunțește foarte bine solul, făcându-se și o pregătire a patului germinativ pentru intrarea cu semănătoarea. Această tehnică a fost dezvoltată inițial doar pentru a combate eroziunea solului, dar pe măsură ce ea a fost adoptată de fermierii din întreaga lume, s-au descoperit multe alte avantaje ale folosirii tehnicii. Primul avantaj este datorită prelucrării solului, prelucrării și pregătirii patrului germinativ printr-o singură trecere. Avem o economie de timp foarte importantă pentru fermieri în general și de asemenea o economie de combustibil. De asemenea, prin pregătirea la adâncime, la 30 cm, facilităm dezvoltarea rădăcinilor plantei la adâncimi mari pentru a avea un acces mult mai bun la nutrienții și la apa din sol. De asemenea, cultivând doar fâșii, mare parte din fauna din sol rămâne nederanjată și îmbunătățește calitatea solului. De asemenea, evaporarea apei din sol este stopată și avem o păstrare a cantității de apă în sol și se combate, bineînțeles, eroziunea solului. Utilajul este disponibil în configurații de la 6 până la 12 rânduri, cu distanțe între rânduri de la 50 până la 80 de centimetri. Și asta îl face ca această tehnică să fie aplicabilă pentru un număr variat de culturi, începând, bineînțeles, cu porumb și floarea solului, care sunt cele mai frecvente culturi de prăjitoare în țara noastră, dar mergând până la rapiță și sfeclă de zahăr, unde rezultatele obținute au fost chiar mai bune decât la porumb și floarea soarelui. Apoi, semănătoarea maxima este o semănătoare de prăjitoare, disponibilă în configurații de la 6 până la 12 rânduri, până la 18 rânduri, cu care putem obține productivități ridicate ce pot depăși chiar și 100 de hectare pe zi. Avem două variante, purtată sau tractată, unde buncărul de fertilizare poate fi până la 1350 de litri în varianta purtată și până la 4500 de litri în varianta tractată. Distanța între rânduri începe de la 37,5 și merge până la 80 cm, ceea ce înseamnă că ce permite semănătorii să fie folosită pentru un număr foarte mare de culturi, începând, bineînțeles, cu porumb și floarea soarelui, unde discurile de distribuție sunt oferite în standardul semănătorii, dar de asemenea pentru soia, rapiță, sfeclă de zahăr, chiar și fasole. Avem buncăre de semințe cu o capacitate ridicată de 52 de litri, ce încorporează cu ușurință 2 saci de semințe, ceea ce înseamnă că timpii morți din câmp vor fi reduși. Cultivatorul universal Ecoland este un cultivator cu dinți, ce ne permite o cultivare de adâncime până la 35 de centimetri, ce ne poate permite să eliminăm lucrarea de arat din tehnologia noastră, pentru că, după cum bine știm, arătura este cea care scoate cea mai mult apă din sol. Ecoland este un utilaj cu un cultivator cu dinți așezați pe patru rânduri, ce au fiecare un sistem de siguranță cu dublu arc, ce ne permite o respectare foarte bună a adâncimii de lucru și de asemenea o elevație maximă de 30 cm atunci când sunt întâlnite obstacole. Avem pe fiecare dinte un deflector ce permite o mixare bună a resturilor vegetale și de asemenea toate deflectoarele sunt orientate în așa fel încât să mențină solul lucrat în lățimea de lucru a utilajului. Avem două variante de lucru, una cu aripioare pe
dinți când vom atinge o adâncime maximă de 20 de centimetri și cealaltă fără aripioare când putem să mergem până la 35 de centimetri pentru plantele ce au nevoie să-și dezvolte adânc rădăcinile în sol. Utilajul este disponibil de la 3 până la 6 metri pentru tractoare cu putere începând de la 170 până la 600 de cai putere. Configurația utilajului, după dinții despre care am vorbit, avem niște discuri nivelatoare ce nivelează și uniformizează solul, iar apoi un tăvălug, avem disponibile 5 variante de tăvălugi. Cel prezent pe utilaj este un tăvălug din oțel, un tăvălug greu cu inele, ce tasează foarte bine solul și de asemenea închide lucrarea, închide solul pentru a nu pierde apa din sol. De asemenea, pe tăvălug există răzuitori, ceea ce ne permite să lucrăm și în condiții de umiditate ridicată. Apoi, grapa cu discuri Atlas este o grapă cu discuri pentru o dezmiriștire de calitate și rapidă. Dezmiriștire ce este recomandabil să fie făcută la maxim 48 de ore după recoltat pentru a păstra apa în sol. Atlas are discuri așezate pe două rânduri, discuri de diametru mare, 620 de mm, cu o grosime de 6 mm. Sunt disponibile două variante de discuri, discuri crenelate sau discuri agresive, prezente pe acest utilaj de demo. Aceste discuri agresive sunt speciale pentru culturile de porumb și floarea soarelui, unde volumul de resturi vegetale de procesat este mult mai mare. Pe fiecare disc avem un sistem de siguranță cu arc, ce pune o presiune de maxim 200 de kg pe fiecare disc, respectând astfel adâncimea de lucru a utilajului. Adâncimea de lucru maximă pentru acest utilaj este de 18 cm, ce îi permite să facă o mixare foarte bună a resturilor vegetale prezente pe câmp. De asemenea, și pe acest utilaj avem disponibile 5 variante de tăvălugi. Cel prezent este tot cel din oțel, un tăvălug greu, cu o greutate de 178 de kg pe metru liniar, ce tasează și lasă solul închis pentru a nu pierde apa din sol. El uniformizează de asemenea solul, permițându-ne să intrăm apoi cu o semănătoare fără a fi nevoie de o altă lucrare. Utilajul este disponibil în configurații de la 4 până la 7 metri și în curând până la 12 metri pentru tractoare de mare putere. La acest tip de utilaje s-a observat că atunci când viteza de lucru este ridicată, datorită greutății axului de transport, pot apărea salturi pe câmp. Strom a venit cu un sistem inovativ cu o suspensie pentru axul de transport ce preia șocurile de la utilaj și astfel sunt prevenite aceste salturi ale utilajului, permițându-ne să facem o dezmiriștire rapidă și de calitate și să avem o productivitate ridicată. Pentru tratamentele fitosanitare, IPSO Agricultură recomandă fermierilor români utilajele de erbicidat tractate din seria 700, cu multiple configurații ale brațului pentru rezultate optime la fiecare operație de pulverizare. Avem în spatele nostru mașina de erbicidat John Deere model 732. Este din seria 700 cu un bazin de 3200 de litri, o lățime de lucru de 24 de metri. Este cea mai vândută mașină de erbicidat din România. Este o mașină foarte simplă și ușor de folosit. Practic toate comenzile acestei mașini sunt locate într-un singur loc. Operatorul nu trebuie să se învârte în jurul utilajului. Rata de aplicare este menținută pe toată suprafața terenului, indiferent de condițiile atmosferice, dacă intervine vântul sau indiferent de viteza de înaintare, el își menține automat rata de aplicare datorită senzorilor de presiune, senzorilor de debit. Avem soluții inteligente precum boom track, menținerea paralelă a brațelor tot timpul, deci controlat automat de calculator.